Mănumesc Stella Moldovanu, sunt proprietara salonului Moldeco, alături de soțul meu. Consider că cea mai mare realizare a noastră sunt cei 3 copii pe care îi avem și faptul că am creat dintr-un simplu salon de rame un spațiu cultural este o mare mândrie pentru noi. Vreau să cred că am reușit să facem ceva pentru partea estetică a țării noastre. Asta era, de fapt, cel mai important scop al nostru atunci când am deschis afacerea. Suntem în hotelul Codru, este primul spațiu Moldeco. Acum mi-amintesc tare multă nostalgie, pentru că era un spațiu foarte mic, de 8 metri pătrați, pe care noi ne-am ambiționat să-l numim Art Salon. Pentru că asta, de fapt, era scopul nostru, să facem dintr-un spațiu unde se comandă rame, un spațiu mult mai larg de interese și să expunem și artă propriu-zisă, nu doar rame seci. Zic cu nostalgie pentru că mi-amintesc că în acel salonaj al nostru uneori nu încăpeau clienții și se întâmpla să îi mai deservim uneori și pe aici pe canapea în spațiul coridorului de la etajul 7. Și pentru că noi eram clienți cu minți și chiriași cu minți, ni s-a permis să afișăm tablourile noastre și pe pereții de pe acest etaj și deseori se schimbau imaginile pentru că noi eram mereu în căutare, încercam să expunem de fiecare dată lucruri deosebite, unele din ele se vindeau, noi le schimbam cu altele. Așa s-a întâmplat povestea noastră, începutul nostru de la hotelul Codru. Aici deja suntem într-un salon adevărat. Este un spațiu la care noi am visat atunci când ne-am dat seama că e prea puțin 8 metri pătrați pentru clienții noștri. Chiar din start a fost ideea decorării acestui spațiu ca o galerie de artă. Cu diferite lucrări înrămate, am început să expunem chiar și lucrări originale cu pictorii moldoveni și tot felul de lucrări care demonstrau cumva pasiunea și posibilitățile noastre de înrămare, cât mai divers, cât mai original. Mostrele erau de cele mai multe ori lucrările mele de broderie, pentru că de fapt de la asta a început totul. Acesta este spațiul Moldeco Râșcani, este un spațiu la care am ajuns după mai mulți ani de activitate. Noi ne-am aventurat pentru că eram foarte entuziasmați să avem un spațiu mai larg în care să putem expune mai multe lucruri și în care să facem evenimente. Și într-adevăr aici, pe parcursul mai multor ani, am făcut evenimente frumoase de expoziții de pictură, am făcut târguri de caritate, am avut și concerte și lansări și tot felul de lansări de carte interesante, ceea ce ne-a făcut pe noi să fim nu doar un salon simplu de rame în care vii și comanzi o ramă, dar un spațiu cultural și eu nu mă tem să zic acest lucru, eu consider că am făcut destul de mult pentru ca să dezvoltăm cumva imaginea estetică a țării noastre. În sfârșit, aici s-a găsit locușorul acela pe care îl visam la început, în care să putem face foarte multe lucruri cu așa cum ne place nouă, cu gusturile noastre și cu entuziasmul pe care îl avem de obicei atunci când lucrăm. Noi suntem intuitivi în afacerea noastră, noi nu am mers cu business plan și cu toate regulile conform unei afaceri clasice. Și ceea ce s-a întâmplat și unde am ajuns este doar pasiunea noastră și propria noastră plăcere. Și asta cred că este esențial într-o afacere, să lucrezi cu pasiune și să te dedici totalmente lucrului pe care îl faci și cu asta să împrăști și în jur încrederea că ceea ce faci tu este cel mai bine, este cel mai direct mod de a demonstra că tu poți să faci ceva pe lumea asta.